Bine v-am regăsit la 5 minute despre. M-am gândit să vorbesc în două episoade ale acestei serii despre antimaterie, pe de o parte pentru că unii înțeleg greșit această noțiune și pe de altă parte pentru că antimateria este legată de unul dintre marile mistere ale fizicii moderne. Așa că să vedem întâi ce este antimateria. Trebuie să vă spun de la început că denumirea de antimaterie nu este inspirată din două motive. Întâi pentru că, după câte știm, o lume alcătuită din antimaterie ar arăta exact ca lumea în care trăim. Ar fi guvernată de exact aceleași legi. Așa că prefixul anti, care sugerează un conflict, un antagonism, nu este justificat. În al doilea rând, prin materie înțelegem, de fapt, tot ceea ce există, adică tot ceea ce are masă, ocupă un anumit volum și are o anumită durată, deci o anumită existență în timp. Și din punctul ăsta de vedere și antimateria este materie, așa că lucrurile devin derutante. Din punct de vedere fizic, particulele elementare din modelul standard au fiecare câte o antiparticulă, cu excepția fotonului, a bozonului Z și a bozonului Higgs. Aceste trei particule sunt propriile lor antiparticule și veți vedea imediat de ce. Teoria modelului standard spune că antiparticula are aceeași masă cu particula, dar diferă de particulă prin sarcina electrică sau prin alte proprietăți pe care le putem numi tot sarcini și care de fapt reprezintă mărimi care se conservă într-un sistem cuantic, de pildă sarcina barionică. Antielectronul, de pildă, are aceeași masă cu electronul, dar sarcina lui este pozitivă, egală cu modul din sarcina electronului, dar pozitivă. Antielectronul se mai numește și pozitron. Deși modelul standard ne arată că quarkurile au antiparticule, nu putem să studiem experimental cum se comportă quarkurile individual, pur și simplu pentru că nu putem separa, nu putem despărți quarkurile. De pildă, protonii și neutronii sunt alcătuiți din câte trei quarkuri, dar forța cu care se atrag quarkurile nu scade cu distanța și de aceea, dacă vrem să separăm două quarkuri, trebuie să dăm atât de multă energie încât la un moment dat apare un fenomen despre care voi vorbi în al doilea episod al acestei miniserii și anume apare o generare de particule, adică apare o pereche de quark-antiquark. Și perechea asta se leagă de quarkurile pe care vreau să le despart și obțin, de fapt, din nou grupări de quarkuri, particule în care am mai multe quarkuri. Quarkurile se leagă între ele formând particule pe care le numim hadroni, care la rândul lor sunt de două feluri. Barionii, care sunt alcătuiți din câte trei quarkuri și mezonii, care sunt alcătuiți din câte două quarkuri. Cei mai importanți barioni sunt, așa cum v-am spus, protonii și neutronii, pentru că ei alcătuiesc nucleele atomilor. Protonul, având sarcină pozitivă, are o antiparticulă, care are aceeași masă cu el, dar sarcină negativă. Neutronul nu are sarcină electrică, dar are sarcină barionică, plus 1. Așa că are și el o antiparticulă pe care o numim antineutron și care are sarcina barionică minus 1. Și acum pot să vă spun de ce fotonul, bozonul Z și bozonul Higgs sunt propriile lor antiparticule sau altfel spus, n-au antiparticule. Pentru că n-au niciuna dintre aceste proprietăți pe care le numim sarcini. N-au nici sarcină electrică, nici sarcină barionică și nici sarcini mai exotice care descriu quarkurile, cum ar fi culoarea, straneitatea, aroma, farmecul. Și acum, de ce am dat ca exemple de antiparticule antielectronul sau pozitronul, antiprotonul și antineutronul? Pentru că aceste particule se pot lega ca să formeze antiatomi, atom de antisubstanță. De pildă, un antielectron se poate lega de un antiproton și obținem un atom de antihidrogen. Sau putem obține anticarbon, antiaur și așa mai departe, antiatomi ai tuturor elementelor chimice.
lucrurile pot merge mai departe. Doi atomi de antihidrogen se pot lega de un atom de antioxigen și obținem o moleculă de antiapă sau o antimoleculă de apă sau molecule de antizahăr, de antidioxid de carbon și așa mai departe. Deci ceea ce am numit antisubstanță se deosebește de substanța din jurul nostru și de substanța din care suntem alcătuiți printr-un singur lucru, și anume are sarcina electrică distribuită invers. În loc să aibă sarcina electrică pozitivă în nucleu și negativă în învelișul electronic al atomilor, așa cum este substanța din care suntem alcătuiți, am avea sarcina electrică negativă în nucleu și sarcina electrică pozitivă în învelișul electronic, care de fapt ar trebui numit acum înveliș pozitronic. Dar atunci când se întâlnește o particulă cu antiparticula ei, are loc un proces de anihilare, adică cele două particule dispar și rămâne doar energie, adică fotoni de mare energie, fotoni gamma. Fenomenul de anihilare nu încalcă niciuna dintre legile de conservare. De pildă, se conservă și sarcina electrică și energia. Dacă se anihilează un electron cu un pozitron, atunci sarcina electrică totală înainte de anihilare a fost minus 1 sarcina electrică a electronului plus 1 sarcina electrică a pozitronului, adică 0, și va fi 0 și după anihilare. Dacă se întâlnește substanță cu antisubstanță, se produce deci un proces de anihilare în care ceea ce numim masă se transformă în energie. De fapt, masa nu era nici înainte decât o manifestare a energiei concentrate în atomii din care era alcătuită substanța și în antiatomii din care era alcătuită antisubstanța. Și în acest fel apare o cantitate enormă de energie care înainte de anihilare era într-un fel ascunsă, concentrată în masele particulelor. Dacă se anihilează, de pildă, un gram de substanță cu un gram de antisubstanță, se degajă, puteți vedea calculele aici, și putem folosi formula lui Einstein, E egal cu mc pătrat, ca să calculăm câtă energie se degajă, se degajă 18 ori 10 la puterea a 13-a joule, care înseamnă 5 ori 10 la a 7-a kWh. Dacă aproximăm consumul mediu lunar de energie electrică al unei locuințe la 200 de kWh, asta înseamnă că, după cum puteți vedea din calcule, avem, prin anihilarea unui gram de substanță cu un gram de antisubstanță, destulă energie pentru 20.000 de ani pentru o locuință sau 2 ani pentru un orășel cu aproximativ 20.000 de persoane, de locuitori. Din 2 kg am putea obține energie casnică pentru 20 de milioane de locuitori, adică pentru toată România, timp de 2 ani. Deci am avea nevoie de 1 kg de antisubstanță pe an ca să asigurăm energia casnică, energia electrică casnică pentru toată țara. Acum probabil unii vă gândiți de ce nu folosim atunci antimaterie pentru a obține energie. Pentru că nu avem antimaterie și nici nu avem de unde să o luăm, dar veți vedea în al doilea material despre antimaterie de ce. Atunci vă spune unii de ce nu producem antimaterie. Acceleratoarele de particule pot produce cantități foarte mici de antimaterie și au fost produse astfel de cantități. Dar intervine legea conservării energiei. Ca să producem antimaterie avem nevoie de tot atâta energie cât vom obține prin procesul de anihilare. De fapt, practic e mult mai rău, pentru că trebuie să folosim mult mai multă energie decât vom obține prin procesul de anihilare, deoarece randamentul de obținere al antimateriei este foarte, foarte prost. Dar chiar dacă am avea antimaterie, cum am transporta-o? Ea nu poate fi pusă într-un recipient, într-o butelie, rezervor, deoarece dacă atinge pereții, se produce anihilarea. Există dispozitive, așa cum vedeți în desen, care pot concentra antimateria în mijlocul lor cu ajutorul unui câmp electric și a unui câmp magnetic, în așa fel încât antimateria să nu poată să atingă pereții dispozitivului respectiv. Dar vă dați seama ce pericol reprezintă un astfel de dispozitiv.
De pildă, dacă în el s-ar găsi un kilogram, doar un kilogram de antimaterie, în cazul unei defecțiuni, ar urma o explozie, pe lângă care o explozie nucleară ar fi o simplă pocnitoare de revelion. În încheierea primei părți, vă spun că există și procesul invers anihilării, adică procesul în care se generează particule, în perechi, particulă și antiparticulă. Și anume, dacă reușim să concentrăm foarte multă energie într-un volum foarte mic, atunci apare această generare de perechi, particulă, antiparticulă. Dar despre asta voi vorbi în al doilea episod al acestei miniserii și tot atunci veți vedea și care este acel mare mister legat de antimaterie. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!